Salut! Andrei, iarăși vreau să mai povestesc o întâmplare faină. Eram într-o zi de vară cu soția și cu copilul mic, avea vreo un an aproape atunci, și ne plimbam. Ne plimbam în piață. Am fost la piață, am cumpărat, mai știu, ceva fructe, nu contează acum. Și am piață, e tărăboi, tămbălău, și ne gândeam, bă, oare cu cine să vorbim de Isus pe aici, oare cu cine să-i zicem de Isus, oare cum putem să ajutăm pe cineva. Și, ai grămadă, ăsta nu prea, ama, nu zic că nu se poate. Dar nu, atunci nu a fost momentul. Și am ieșit din piață și când ieșim din piață simt că vine de la Duhul Sfânt ceva, așa, un vânt așa frumos și am știut, urmează să se întâmple ceva, urmează să ne întâlnim cu cineva până la urmă. Că am cerut, trebuie să cer de obicei. Deci dacă chiar mergi într-un loc și chiar ceri la Dumnezeu ceva, sigur, cineva în locul ăla în care Dumnezeu are să-i spună ceva și dacă ești dispus și ești, te smerești înaintea lui Dumnezeu și zici, Doamne, arată-mi Tu ce vrei să fac, Dumnezeu o să-ți răspundă la rugăciune pentru că El vrea să lucrăm împreună cu El. Așa. Și am simțit că a venit ceva de la Duhul Sfânt. Și am dat noi să plecăm și să ieșim. Și deja nu mai era multă lume, era o zonă așa mai o zonă verde cu o cărare din aia făcută natural prin care lumea mergea, tăia o diagonală. Și am mers pe acolo și a venit un domn undeva la vreo 35 de ani pe lângă noi și a început să se ia de copil, adică să se ia de copil. Zic că, oh, fain, oh, ce fain, vai, copil, da, și eu am unul acasă, mai mare, nu mai știu ce povestit el. Și zic eu, mi-a venit așa în mine să zic, da, că copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu și că sunt un dar frumos de la Dumnezeu. Și stă el așa un pic, care zice, da, bine zici tu, bine zici tu. Chiar așa e. Numai că eu am o problemă, știi, zice el, am o problemă cu Dumnezeu, cu el. Și eram, opa, cred că ăsta e omul care trebuie să vorbim cu el acum. Și zic, păi de ce ai problemă? Dumnezeu e bun, vrea binele la toți. Și eu zic, na, el zice, na, Dumnezeu nu e bun. Tot ce am avut eu mai bun, toți oamenii care i-am iubit, pe toți mi-au luat. Și zic, păi, dar nu Dumnezeu ți-o luat, o murit ei, satana vrea să ne facă rău. Lasă că-l știu și eu și pe satana. Și eram, păi cum îl știi? Nu mai știu exact cum a fost, dar vă povestesc așa în mare, cam ce mi-aduc aminte. Și zice, păi, nu știu ce au avut la măsea, au avut ceva care la măsea și au ajuns la inimă și nu știu exact ce, nu mai știu, că vorbeam un pic mai repede așa și mi-era mai greu trebuia să fiu foarte atent să-l înțeleg, dar ceva de genul zis. Și zice că a fost la dentist și că era să moară, că i-o dat nu știu ce doză prea mare ca să nu mai doară și să-i dea anestezic și a murit. Și o zis că a mers în rai. Și o zis că a mers în rai și l-a văzut pe Dumnezeu acolo, alb, frumos, tot. Și o zis că n-are ce să caute aici, încă că nu-i timpul lui, încă nu o să... Încă nu o să vină aici, trebuie să se ducă înapoi. Și el era bine, nu înțelegea prea multe. Se vedea clar că nu înțelegea prea multe, dar nici din poveste atunci nu zicea că nu înțelegea prea multe. Și după aia se duce în iad. Se duce în iad și îl vede pe satana. Și deci asta povestește el, asta îmi povestea el. Și zice că a venit la mine satana și îmi zice că lasă, că nu-i timpul tău încă aici, nu trebuie să vii. Dar când vii, o să vii aici și o să vii în locul meu și o să-mi iei locul. Atât de rău o să fii că o să vii și o să-mi iei locul. Asta povestește el. Și eu încep și râd și cu soția râdeam, dar nu de rău, râdeam așa că, na, că o să-i lovească acum Dumnezeu cu ceva pe omul ăsta acum. Și zic eu, păi, da, prietene, dar tu nu știi un lucru. Și îl iau așa foarte aproape așa și mă uit așa în față la el, așa în ochii lui și zic, știi care e cea mai mare calitate a lui Satana? Îi zic eu așa. Și el stă așa foarte atent și șocat și aștepta răspunsul și zice, nu. Și eu îi zic că Satana tot timpul minte. Și ăsta stă așa și și lovește așa, l-a lovit ceva, atunci Dumnezeu nu știu exact ce l-a lovit, dar i s-a întâmplat ceva, i s-a făcut un click. El chiar credea că când o să moară, o să meargă la satana și că nu mai are niciun sens să se mai chinuie, să îl caute pe Dumnezeu, că oricum Dumnezeu e rău și așa mai departe.
L-a lovit Dumnezeu atunci cu ceva în ultimul hal și nu mai știa de el. Și mergea cu noi, pentru că trebuia să meargă și el tot în direcția în care meream cu noi. Și mergeam în timp și mergea și tot așa era. Vai, vai, vai. Și, și eu îi vorbeam de Isus atunci. Am început să-i vorbesc de Isus, că el a murit pentru noi, că e bun, că Dumnezeu de aia ne arată că Dumnezeu e bun, de aia ne arată că așa ne arată Dumnezeu că e bun și că ne iubește prin cruce, prin Isus, a murit pentru noi, că când ne iubește și că vrea să ne ierte păcatele. Deci îi explicam, și omul nu mai putea, era, i s-a dat toată lumea peste cap în momentul ăla, totul i s-a întors și lucra Dumnezeu el. Și am zis dacă vrea să mă lase să mă rog pentru el, m-a rugat pentru el și l-am întrebat, simți ceva? Și era și mai șocat, nu mai știa și era, nu, 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 și nu mai știa de el și noi mergem pe aici, trecem strada, păi și eu tot pe aici vin. Și după aia zicem, da, noi mergem în față și el zice, eu mă duc încolo, la stânga, da, da, oh, da. Deci nu mai știa de el, săracul, nu mai știa nimic de el, deci nu mai știa ce s-a întâmplat. L-am binecuvântat în continuare, l-am salutat, i-am urat de sănătate și s-a dus în treaba lui și noi ne-am dus în treaba noastră și am râs așa, dar de fericire, că cum poate să Dumnezeu într-o secundă să-i schimbe la o cineva complet. Complet cum gândește, să-i dea peste cap tot ce i-a băgat satana ani de zile în cap, poate să-i dea un cuvânt, să-i dea prin tine, prin mine, prin oricine, prin cine merge să facă, prin cine vrea să facă lucrare pentru Dumnezeu, pentru cine vrea să facă treabă pentru Dumnezeu, poate să facă Dumnezeu prin tine, oricând și la orice oră, numai trebuie să fii dispus. Și de-aia vreau să vă încurajez de chestia asta, pentru că nu știi unde ești și de cine dai. Trebuie să fii dispus tot timpul. Trebuie să-ți imaginezi că viața ta e predată la Iisus tot timpul. Oriunde ești, nu ești al tău. Ești al lui Dumnezeu și dacă vrei să-i dai lui ce ți-o dat înapoi, adică viața ta, el ți-o dat viață și tu ți-o dai înapoi. Îi dai viața lui și atunci el o să lucreze prin tine. Și bucuria, asta e bucuria. Asta e de fapt sensul creștinului pe lume. Nu e sensul să faci bani, să-ți meargă bine, dar nu-s rele lucrurile alea, pentru că Dumnezeu ne vrea bine, deci nu zic că nu-i bine să avem, dar ăsta e sensul, să fim unealta lui Dumnezeu aici pe pământ, să fim vase de onoare, să nu mai fim vase de ocară. Poți să fii creștin și să fii în continuare vase de ocară, să nu fii folositor pentru Dumnezeu încă și atunci să te folosească, să scoată ocara din alții în loc, să toarne binecuvântarea, să toarne în tine binecuvântarea pentru alții și să folosească pentru alții. Alegerea ta, fii un vas de onoare în numele lui Iisus, fii binecuvântat. Amin.